acest exercițiu financiar, noi am depus proiecte pentru 850 de blocuri în valoare de 1,57 de miliarde de lei, aproximativ 344 de milioane de euro, din care am semnat deja în valoare de 1,1 miliarde de lei și mai avem în procedură pentru alte 100 și ceva de milioane. O parte semnificativă din ele sunt deja executate, recepționate, făcute cereri de rambursare și decontate. Ceea ce ne ajută ca pe regiunea București-Ilfov din POR să nu riscăm să pierdem bani. Din nefericire, în țară nu se stă la fel de bine și încă acest risc de dezangajare este mare și să sperăm că nu va fi cazul. În acest moment, primăria sectorului 3 este principalul nostru partener din perspectiva implementării programului operațional. Este primăria din regiunea noastră care a avut și are la acest moment valoarea cea mai mare solicitată din programul operațional regional. Asta nu doar pe axa 3.1, totalizând toate solicitările, toate sumele solicitate. Bineînțeles, prima regulă în acordarea de finanțare europeană este să ceri. Din această perspectivă, Primăria Sectorului 3 este principalul nostru partener. De asemenea, în ceea ce privește contractele semnate din cele, cred, 107 pe care le avem semnate la zi, cu Primăria Sectorului 3 avem peste 70 de contracte semnate. În Sectorul 3, de la început, abordarea și pentru fondurile proprii, pentru finanțarea din bugetul local, a fost similară cu cea pentru fonduri europene, cu cofinanțare. Ceea ce a fost un element, zic eu, decisiv în abordarea mai rapidă a fondurilor europene. Sunt câteva zeci de blocuri în capitală care nu pot fi reabilitate termic. Au niște fațade mai deosebite, cu niște desene pe ele, niște lucruri. V-ați gândit să faceți ceva și pentru aceste blocuri? Sunt blocuri de peste 30 de ani. Noi avem în sectorul 3 astfel de situații, de exemplu pe Bulevardul Decebal, pe Bulevardul Unirii, unde sunt astfel de blocuri. Ne-am gândit cum anume am putea să rezolvăm. Deocamdată ne focusăm cât se poate de tare să mergem către finalizare cu cele clasice, cele care au un nivel mai redus de dificultate. Și ulterior, evident că fiind tot la noi în ogradă, trebuie să găsim soluții și pentru ele.